dar asta te face să fii mai tânăr, să fii mai vigoros și mai activ. Vă spun bun venit la a șasea ediție a simpoziumului și cu această ocazie vă anunț că noi suntem cu Zilele Satului la 11-a ediție. Deci, din când am intrat primar, am căutat să readuc în mintea cetățenilor și, în primul rând, în mintea mea, când eram copilaș, știam că la Roșești este Bâlciu. Deci, de Rusalii se făcea Bâlciu. Nu s-a mai făcut vreo 30 de ani. Când am ajuns primar, mi-am adus aminte din copilăria mea, cum toată primăvara furam moului din cuibar și îi făceam bani din bâlci. Așa, am reînnoit și acum mândru sunt când mă întreabă și bătrânii și copiii din primar. Da, anul ăsta mai face ziua satului. O facem, drag, am intrat la 11 ediții. E ultima, că mă retrag. Nu mai pot candidat, că e vârsta mea. Ia să fie viguros, nu? 72 de ani, nu mai, că nu mă scoate popa din primărie. Să mă scoate de acasă. Vă spun bun venit. Pe mine mă scuzați. Aș asista cu cea mai mare plăcere la simpozion, îmi place. E la 6-a ediție, dar am făcut numai prezentarea, am mulțumit invitațiilor, au acceptat invitația organizatorilor din partea școlii și eu nu pot sta, că știți dumneavoastră ce înseamnă o zi a satului. Și dacă primarul nu e acolo să alerge printre ei, înseamnă că primarul e fudul și nu vrea să participe la acea manifestare. Eu vă spun să vă simțiți bine și la anul, nu să fie dacă mai depinde de alegeri, dar nu cred că să alegeri dinainte, dar sper ca în rândul comunii sau în fruntea comunii să orienteze oamenii să aleagă un băiat destoinic, un băiat popular. Ce înseamnă la primar, la o comună, înseamnă să fii în primul rând prietenos. Nu trebuie nici studii superioare, nu trebuie nici și asta. Să te lași jos la vorba țăranului și când ajungi ori pe sus, să-ți folosești alte cuvinte. Eu mă bucur și am să le mulțumesc astăzi, în plină manifestare, la cetățenii din comună. Într-adevăr, este o comună, și mă mândresc și eu, de oameni gospodari. O comună de oameni înțelegători, de oameni cu toate că dificultatea s-a auzut toată lumea. Noi am avut aici probleme mari la Consiliul Local. Dar fiind o leacă mai bățos asta, am învins și prefectura, am învins și Consiliul Județean, am învins pe toți și noi primar tot am fost. Sperăm să continui, indiferent de rezultatele alegerilor de la anul, pentru că o tradiție e păcat să se piardă. Odată, să spunem, introducerea făcută, am să-l rog chiar pe domnul profesor, fiindcă pornim într-o ordine cronologică, deci pornim cu erele geologice, cu perioadele cele mai îndepărtate, să ne prezinte comunicarea Petrologia uneltelor litice din situl arheologic de la Codrea. Spate înainte... Vă rog, dați-mi urmă. Avem localizare, exact unde se află. Fosile de vertebrați s-au descoperit în terasa lui Seret. Aici avem o hartă modificată pentru a scoate în evidență vârstele din această zonă. Așa, în tot județul Vaslui, atât după elemente osteologice fosilizate sau fosile, și, bineînțeles, o lungă perioadă de timp, am cercetat siturile arheologice, de unde am colectat un imens material arheologic, cât și paleontologic. Bun, în ultimii, hai să spunem, în ultimii 7-8 ani, cercetările mele s-au direcționat mai mult în domeniul paleontologiei, pentru că, în urma rezultatelor investigațiilor realizate de teren, am reușit să pun în evidență noi situri paleontologice, așa, din care am extras iarăși un numeros, să spunem așa, material paleontologic care vine din vârstele geologice cunoscute
adică mă refer la Basarabean Superior, e vorba de situl de la Draxeni, Chersonian, e vorba de situl de la Dobina, Vârsta, 8-9 milioane de ani, și cel mai tânăr sit, să spunem așa, cel de la din Meoția, tânăr însemnând înainte de coaternar, e vorba de situl de la Hogana, din Meoțianul Superior, de acum 5-6 milioane de ani. Dar pentru astăzi, pentru că suntem în comunitatea arheologi, geologi, paleontologi, am dorit să mă refer la o familie de mamifere erbivore de, care au făcut parte din acea asociație de climat rece ce s-a stabilit în perioada preistocenului din zona noastră. Bun, ca idee am plecat de la o veche echipă care a lucrat în acest sit. Așa cum spuneam, așezarea a fost semnalată pentru prima dată în 2006, când un om al locului a venit la domnul învățător, la domnul Baciu, cu câteva piese recoltate de pe zid. Domnul Baciu, la rândul lui, a luat legătura cu domnul Rotaru și am mers pe teren, am identificat situl, care se află în apropiere de satul Funcișen, la aproximativ 500 de metri nord. Este în punctul Fântâna Baperii. După studierea materialului, am identificat piesele ca aparținând unui aspect cultural numit în literatura de specialitate Stoicani Aldei. Aici aș face o paranteză ca să descriem un pic acest aspect cultural. În literatura de specialitate există o întreagă literatură numai despre denumirea, despre cum ar trebui să se numească această cultură. Ea a intrat în literatură sub numele de aspect cultural Stoican Ardeni, datorită unui cercetător, domnul Ioan T. Dragomir, care a publicat o monografie de bază, ca să spunem așa, dar în ultimul timp au apărut teorii potrivit care această cultură, acest aspect, de fapt ar fi o prelungire a unei alte culturi importante din spațiul Carpat-Dunărea, și anume cultura Gumelnița. Dar ne permitem, și noi de acum avem câțiva ani când ne ocupăm de acest sit, să spunem totuși, să credem că este totuși vorba de acest aspect cultural Stoican Ardeni și nu de cultura Gumelnița. Am să mai spun. Așa spune. Da. Câteva lucruri despre cultura, despre acest aspect cultural. În Eneoliticul din Sfântul Carpatul... E spus, am să-l amintesc cu zelătoare în producere, despre denumire. Așa. Deci, toponimia și vigonimia mă interesa. De unde se orientă? De la Dumnezeu, care are privilegiul de a se fi ocupat zeci de istorici și arheologi de un referitor. Ceva care întotdeauna pe mine mă șochează. Absența copiilor de la asemenea manifestare. Absența profesorilor de la asemenea manifestare. S-ar putea face discuții la ore de dirigenție extraordinare atunci când începem școala, dacă manifestația are loc vara, și copiii aceștia ar fi foarte receptivi la ceea ce se întâmplă aici. Poate n-ar înțelege tot. În mod sigur n-ar înțelege tot. Dar o discuție cu dirigintele după o asemenea manifestație i-ar forma, cred, în cel mai bun spirit patriotic. Știu, patriotismul e o idee perimată, dar asta e... Revine la modă, Da. În legătură cu Comuna Roșiș, cu satele din Comuna Roșiș, cu satele din jur, cu comunele din jur, trebuie să fac o
specificații. Ele au avut... Și mulțumesc de invitație și salut respectuos onoratul auditoriu. Eu am conceput un material despre Spiro Hare, dacă tot vorbim de dinozauri. Asta am început cu dinozauri. Și școala are dinozaurii ei. Așa de... Dacă mi este permis o glumă, m-am oprit la numele acestei personalități pentru că mi s-a părut că i s-a făcut o nedreptate denumind o universitate care a avut o mare dezvoltare în ultima vreme cu numele său. Dianu Călător, iar Horia Mihail, la ora 22:30, la Muzeul Vasile Porpan, la cadrul... Îmi pare rău că asistă o singură doamnă sau domnișoară la această mare sărbătoare a localității Roșiești. Vă salut pe toți. Salut. Este capitala culturii neamului nostru. Astăzi, care participăm împreună. Felicităm organizatorii, mulțumim pentru invitație și trecem de la istorie, trecem și la cultură, amestecăm un pic poezia cu trecutul și prezentul. De fapt, poezia știm cu toate ce înseamnă iubire, omenie și ce să vă mai spun mai nou, ca fiecare muritor de rând, având în vedere că sunt decan măcar în vârstă, la vârstă, și nu numai, o să vă rog să-mi permiți să recit câteva versuri în legătură cu având în vedere că suntem în mediul rural, o să mă leg de câteva versuri de bunic, de mamă și de prezent. Și vreau să-mi permiteți să recit prima dată, având în vedere ființa sacră mamă. Bună dimineața, mamă! Bună dimineața, mamă, pământ cu soarele stropit. Te aud în fiecare vară cu glasul cel mai rămădit. În poarta veții de copil te văd ca pe o icoană cu glas de înger miluit, mă mângâi, scumpă mamă. Tu parcă ai fost, dar te-ai ascuns în sufletul din mine, pământul veci. Voi ține în mâini? Da, nu are de a prezenta o revistă și un volum care aparține unui alt prieten al nostru, domnul Vale Andreescu, care de fiecare dată a fost alături de noi și în presa care e fata activitățile noastre. Domnul Vale Andreescu este cunoscut din anii anteriori primul rând ca jurnalist, dar și în calitatea sa de poet, a publicat numeroase volume de poezii, de epigrame și în ultimul timp a trecut la o altă, a cochetat, să spunem așa, cu proza și a publicat de acum o trilogie, iar astăzi avem în fața mea, al treilea volum al unei trilogii intitulată Ciclul Milenianul, Timpuri și Iubiri, iar acest al treilea volum, Pedeapsa Iubirii, se încheie volumul, dacă pot să spun așa, încep cu sfârșitul, cu sfârșit semnul întrebării, semnul exclamării. Deci ne așteptăm totuși la o continuare. Sperăm ca domnul Vale Andreescu să continue acest ciclu. Așa cum ați citit probabil din celelalte volume, este urmărit personajul Ștefan Ciroveanu,
iar prezența lui mi-amintește în mod straniu de Caragiale, de ce s-ar fi întâmplat dacă Caragiale ar fi făcut o continuare la O scrisoare pierdută cu personajele care ar fi trebuit să ajungă miniștri, senatori și ne-ar fi prezentat o altă fațetă a scenii politice din perioada de dinainte de război mondial. Ei, acest lucru îl reușește domnul Andrei să ne prezinte o fațetă a lumii în care trăim. În cele 23 de mine capitole aș cita câteva elemente. Glasul sângelui, o hotărâre dramatică, iubire pedepsită. Deci vedem un evantai de evenimente, de fapte care domnul Valandrescu prezintă prin prisma eroului principal, cu fii, cu anturajul, și nu pot să nu observ influența din domeniul poeziei prin elementele care definesc acest roman. Sper ca la anul domnul Valandrescu să ne prezinte o altă carte, un alt volum și să nu uite totuși poezia, care rămâne totuși poate regina în creație. Tot domnul Valandrescu ne-a adus, ne-a permite un, să spun, un magazin cultural, intitulat Meridianul Cultural Românesc, a apărut, este numărul 1, ianuarie-februarie-martie 2015, director și editor profesor Dr. Dumitru Marini, redactor șef este domnul Valandrescu, care a reușit ca în acest magazin să adune o pleiadă de personalități culturale de la nivelul județului, dar nu numai. Aș spicui, de exemplu, Simeon Bogdănescu Bârlad, de la deși domnul Costin Clit, de la Iași avem materiale, din Canada, inginer Sergius Marian Morel, Vicu Merlan și mulți, mulți alții. La fel, revista, magazinul, cum doriți dumneavoastră să îi spuneți, prezintă o paletă largă de subiecte, literatură, poezie, proză și eseuri care fac din această revistă, sperăm, să fie o prezență de acum cât mai activă. Și dorim, în primul rând, vânt din pupă, pentru că este la început și dorim să o vedem și în anii următori. Cu prilejul acestui simpozion, am fost obișnuiți să evocăm personalități care astăzi nu mai sunt printre noi. Dar cred că este oportun să subliniez aici că cel care este motorul acestui eveniment cultural, se numește profesor dr. Onel Cristian, care a depus foarte mult suflet, foarte multă străduință ca acest simpozion să se înțeleze și iată să se poate de vârstă. Sperăm în perenitatea acestui eveniment. O a doua observație pe care vreau să o fac este aceea că am urmărit cu deosebit interes toate expunerile ce au fost prezentate aici și m-am axat pe modul în care vorbitorii vor sublinia elemente de cultură și civilizație locale. Și vreau să constat cu multă plăcere că la majoritatea vorbitorilor am găsit aceste elemente. De la elemente de arheologie, paleontologie, la elemente de cultură. Chiar și în revista pe care n-am putut să o lecturez, dar care mi-a parvenit astăzi, numai așa, răsfoind,
am dat de o fabulă a distinsului om de cultură Gheorghe Săulescu, pe care domnul profesor Diaconu o publică în revista Elanu, personalitate pe care nu am salutare de suflet, o salutare frumoasă. Nu știu de ce nu bucurie a culturii și a istoriei. Câteva gânduri despre perioada pentru tinerii care vin în urma noastră, deși știm că la mulți ani și în special cultura și educația este total neglijată de către, din motive obiective sau subiective, normal, gândim și sprijinim aceste evenimente, mai ales prin Universitatea Alexandru Șuzar, pe care a cărut prezentat sun. De aceea sperăm să ne întâlnim în fiecare an și dorim să vedem cât mai multe magazine culturale pentru a avea o grămadă sau o multitudine de articole, în special în limba română, și cu o însemnătate culturală și științifică cât mai mult ridicată. Domnul doctor, reprezentați un for bine cunoscut numai la nivel național, ci și internațional. Reprezentați și istoria, până la urmă, care este minunată. De la aceste de la domnii voastre, v-aș putea să apreciez. Dacă istoria reprezintă asumție pentru tine, dar și dumneavoastră poate să în primul rând, istoria reprezintă una dintre științele cele mai importante, pe care nu ar trebui să le uităm niciodată. Acum, bun, eu fiind geolog și în special o pun în paleontologie, adică istoria destul de veche și istoria milioanelor de ani, aș dori în primul rând să atrag atenția și ceea ce am încercat să fac cu universitatea, în primul rând să întrebim câteva ieșiri în teren cu studenții pentru identificarea unor dintre fosilitele care pe viitor, și sunt sigur de asta, va permite o anumită publicitate județului Vaslui și sunt sigur că la un moment dat materialul osteologic sau paleontologic și arheologic vom aduce acest județ Vaslui pe culmile gloriei în plan internațional. Și nu numai județul Vaslui, ci și celelalte județe din Moldova noastră. Pentru că ar trebui să fim mândri de ceea ce avem aici. Pătărârea și optimistă a mea se contaminat. Sunt bucuros că mi-ați acordat câteva clipe. Nu voi încheia fără a vă ruga să lăsați cei care doresc să știe, să aprofundeze istoria urma facetului mai aici, iar eu pe final vă doresc succes de toate să ne puneți și am legătură că nu stăm la o emisiune de oră și jumătate. Aș dori să spun câteva lucruri. Mi-aș dori ca pe viitor să avem cât mai multe, atât emisiuni, interviuri și să aducem cât mai mulți tineri, pentru că asta este emisiunea mea la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, deși sunt tânăr și sunt mai apropiat. Da, geologie. A, de geologie, am stăt în transferă. Nu mai vreau să vă pun o întrebare despre acest lucru. Misiunea mea este de a duce și de a inspira o pasiune studenților și tinerilor pentru a avea cât mai mulți oameni pregătiți și cât de cât cu o anumită cultură geologică pentru viitor. De aceea
oriunde mă duc și oriunde la orice manifestare culturală la care particip, aduc o serie de tineri studenți, masteranți sau doctoranți. Ca astăzi. Ca și astăzi, pentru a-i familiariza și pentru a-i a încerca să le induc acea pasiune pentru geologie și pentru istorie și pentru cultura românească. Mă mulțumesc, vă mulțumesc, mult de tot, la cât mai multe costuri. Mi-a dorit să ai cumpărători aici, am mulți, nu? De ce? Dacă ești rung. Am 9 ore, ha! Nici 9 ore, e mică, să-ți costă jumătate. Mai mult a filmat aici decât în, în sala de... Le-ați în față, nu în spate. Așa, față. Deci ai zis un stage cu microfon. Sunt de plată, uite. Da, da, plată. V-ați lipsit cumva de la domnul. Voi veni lângă dumneavoastră și voi veni în momentele următoare să încercăm să chiuim, să dansăm, să ne bucurăm. Am altceva. Dar pentru fetele tinere, domnule primar, să trageți de fermoar. De la pantaloni. Sunt o perică de pantofi de scenă care pot fi purtați la nuntă, la botez sau la ocazie festivă și să vedem dacă sunt, se potrivesc pentru măsura 37-38. Dar n-ați putut aduce și o pereche, pentru că primarul cam strâng pantofi. Domnule primar, era bună o pereche de pantofi. Atenție, condiția pe care o îndeplinește persoana care va pleca cu acești pantofi în picioare este că din acest moment eu voi fi cu ochii pe fete, deci 36, 37, 38 participați la competiție, dar vreau să vă văd dansând. Vă văd dansând, corespundeți măsurii, veniți încălțați, vi se potrivesc, ați plecat cu ei. Mai târziu o altă pereche de pantofi, iar pentru mămici, tătici și bunicuțe am altă surpriză. În acest moment însă, cu fica satului. Haideți să intre în aplauzele dumneavoastră. Ana? Deci urmează o fica satului, care vă rog să o ascultați cu plăcere, deoarece din mijlocul nostru așa se nasc talentele și vă rog să fiți, să o susțineți cu cea mai mare plăcere. Ana Maria Șerban va interpreta 4 piese pentru dumneavoastră. Ne pregătim apoi pentru domnul Lica Alexe. Ana Maria, emoții? Nu. Trebuie să spui da, că altfel înseamnă că minți, pentru că eu simt că ai. De ce când urci pe scenă, spui că nu? Are palmele ude, este toată strânsă ghem, pentru că așa este orice artist care se respectă. Vă văd cu pălăria sus. Cine e acolo cu pălăria? Ia, spune-mi, vezi, până acolo? Tataia meu. Tataie, spune, te iubesc, tataie. Te iubesc! Așa își spune și eu. Să-l iubești pe tataie cât îl ai și să-ți cinstezi după aceea. Are tataie cine să vă facă pomeni, asta e important. Doamne ajută să vă trească! Așteaptă badea cu dor în grădină la ies.
întâlnesc în fiecare an, sau de două ori, sau de trei ani, dar numai o dată pe an la sărbătoarea aceasta extraordinară pe care dumneavoastră ați înființat sau reînființat-o și ați făcut acest nivel extraordinar de, de nivel național. Vă rugați vă să răspuneți ziua de astăzi. Ce oastru s-a fost, ce căsăreț s-a fost, cât de greu a fost, adică eu am cinci întrebări numai. Vă mulțumesc că ați avut plăcerea să vă deplasați în comuna noastră, care a început cu această simpozion de la Centrul Cultural la Roșie. Sărbătoarea noastră este la 11 ediție și sper să nu fie ultima. Eu mi s-o apropiez de acum mai într-o an de mandat. Sper să duc la bun sfârșit. Nu mai candidat. Iar eu sunt de glumă când mai candidat. Păi că lumea vă vrea să vă cunoaște. M-am scris de atâtea ori despre cum vă înțeleg și cum munciți cu oameni și pentru oameni. Nu este o glumă, deoarece vă stai de la intasa venirea la 72 de ani. Și unde ascundeți? Unde ascundeți? Îi ascund în suflet și dacă sufletul ăla e la curat și zâmbetul din buze îți se sufleti, parcă nu arăți la vârsta de 72 ani. Este într-adevăr poate ultima servare din genul ăsta, bineînțeles organizată de mine. Sper de tot sufletul ca locuitorul meu la această comună să ducă tradițiile înainte, deoarece este o comună de oameni gospodari, este o comună de oameni înțelegători și merită, măcar o dată pe an, să disprețească frunțele. Ei sunt acum mărcărcesc, este o perioadă de secetă, toată lumea se roagă la să dea Dumnezeu să ploaie, dar să știți că ploaia vine, că noi și anul trecut și acum 2 ani de zile, după ce s-a terminat spectacolul, a început ploaia. Așa sperăm că și anul ăsta se va întâmpla la fel. Dragă domnul Constantin, domnul Botolache, domnul primar, domnul Petru, al zis în fiecare an v-a pus o întrebare. Dați-mi voie să o fac și de această dată, care că nu ați fi continuitate precum această sărbătoare care ia s-a asigurat domnia voastră continuitate și sperăm și ceilalți de după dumneavoastră peste 5-6 mandate să o asigure. Este greu, este ușor să organizați o asemenea sărbătoare, o asemenea manifestare culturală, de asemenea învergură. Privim și vedem câtă lume este, cum vă stimează și cum vă iubesc oamenii. Da, nu este ușor, dar având alături de mine vicele primar, care este un băiat excepțional, îmi pare rău că nu vreau să candideze, măcar el la funcția de primar în continuare se retrage odată cu mine, dar sfătuiesc toți locuitorii comunii Roșești să uite bine pe cine pune ștampila, să uite bine, să nu se uite la oameni încrezuți, să nu se uite la oameni bogați, că bogătașul nu se uite la cel sărac. Să aleagă un suflet curat, să aleagă un băiat de oameni gospodari, ca să continui ce-o văzut la noi 12 ani, ce-o văzut la noi, să facă și el în continuare. Domnul Mar, suntem la 20, la 30 interviu și mi-a făcut mare plăcere să le comentez, să scriu despre ele, să le public. Dați-mi voie să vă întreb la acest chat de bucurie, de taie, dacă vreți. Pe cine recomandați, domnul Mar, chiar dacă nu o să o faci? Aveți da? Pe cineva noi? Da. Rog să da. Am stat cu mult de vorbă cu mult lume, cu mulți cetățeni și le recomand un băiat tânăr, un doctor veterinar de nume Ania Florin, care este un băiat de suflet, un băiat gospodar. Se trage dintr-o familie de oameni gospodari, nu bogați, dar cu bun simț și are și pregătirea necesară. Și, în primul rând, cea mai mare pregătire este modestia. A te da mare, a te da deștept, a te da inginer, a te da plasa. Este ușor, dar avea substanță. În primul rând, dacă nu știi să-ți apropi sufletul de sufletul oamenilor, ca aceasta, lucrul ăsta l-așteaptă oamenii din sate. Să fie cineva apropiat să le înțeleagă tot bocul. Atunci cea mai mare calitate a unui primar să lucreze cu oameni, pentru oameni, să înțeleagă, să fie înțeles. Cea mai mare calitate a unui primar trebuie să fie un om
înțelept. Trebuie să fie un om modest. Să lese fumurile de vedetă, să lese orice fumurile are el, care le poate arăta în anturajul cu colegii lui, indiferent de unde vin, iar ajungând în mijlocul satului, să asculte glasul țăranului, deoarece glasul țăranului nu prea a fost ascultat. Și de asta să bucur eu, să știți că mă bucur. Că, sincer vă spun, îmi pare rău. Nu trebuie să mă retrag, dar la 72 de ani nu mai ai ce mai căuta, trebuie mai mult. De-a lungul timpului am avut curia și eu și dumneavoastră să vorbim la modul opus al cuvântului. Nu știu de ce această cursă la dumneavoastră că nu o să mai candidați, parcă mi-a stădit și mie o notă de, mă rog, dar nu vine bine. Dumneavoastră aveți încredere în nou, mă rog, viitorul, nu știu în care mandat al dumneavoastră, primar, că va fi continuitate în toate proiectele pe care dumneavoastră în cele 4 mandate? 3 mandate le-ați avut. Deci continuarea aceea să facă tot ce este bine pentru oameni, pentru proiectele. Am încredere în el, deoarece dacă nu avem încredere în el, nu-l coptam. El este coptat de azi în mijlocul nostru. Merg cu el la mai multe întâlniri cu cetățenii și, în primul rând, mă bazez pe voința oamenilor, deoarece oamenii mă vor în continuare și le-am spus că nu mai candidez și au spus măcar să le las un băiat bun. Și când le-am prezentat numele de Anea Florin, toată lumea din comună este de acord. Domnul Fumar, suntem o bucățică de prieteni, de suflet, suntem oameni care ne-am văzut de atâtea ori. Dați-mi voi să vă găsesc o întrebare caldă și absolut prietenească. Am văzut la vreodată. O să-l ajutați? Da, am să-l ajut, dar am să-l ajut din umbră, deoarece m-am putărât nici funcții de consilier. Consilier nici? Nici consilier, nici eu, nici vicele. Dar sfatul bătrânilor, mă rog, scuzați. Dar în sfatul bătrânilor, el va găsi un sprijin în mine, în viceprimar, deoarece este și viceprimar, este finul viceprimarului. De asta nici viceprimarul primarului nu vrea să mai candideze nici la funcții de consilier, ca să nu spună lumea că ne ducem neamurile asta. Dar îl vom ajuta din tot sufletul din umbră. Domnul primar, profit de faptul că avem o pauză așa și dumneavoastră sunteți bine dispus. Lebă, dacă moare, se spune că moare pe cântecul ei. Dumneavoastră, dacă plecați la pensie sau plecați de primărie, nu muriți, vedeți. Dar ca primar se continuă această chestiune. Care este cântecul lebedei, Costache, Costică, Costolache? Cântecul lebedei să trăiască cât mai mult, chiar într-un picior, dacă este acolo unde este în cuibul ei, să se apropie neamurile. Ceilalți asta se adune lângă el și cât poate să dea din plisc, să dea din plisc frumos, plăcut și armonios. Domn Mară, totdeauna am vorbit liber, degajat și cu profunzime și cu glumă. Știți cum încerc un sentiment de supărare, de nerealizare, dacă dumneavoastră plecați. Dar totuși, eu pun o întrebare de acum 2 ani a dumneavoastră. Știu un primar, nu vă spun de unde, Vasluian, care a zis așa: domnule, eu, în primul meu mandat, am făcut un pod. De atunci lumea îi spune că e podul lui Vasile. Așa spune primarul Vasile, nu mai spun că. Ce va rămâne și va purta semnătura indescifrabilă a modestului primar extraordinar care va fi? Va rămâne mult. Este pod Gura Idrici, este pod Roșiești, este pod două poduri Idrici. Este acest frumos centru cultural care m-am zbătut, care va rămâne amintire peste ani și ani și va spune lumea, asta este pe timpul primarului Costolache. Deci m-am zbătut, aș fi vrut să fac mult mai multe, dar eu știu ce înseamnă un buget național, știu ce înseamnă un buget local, niciodată n-am sărit calul, ce mi s-a oferit, le-am chipzuit cu sârguință, cu pricepere și cu dăruire și mă bucur de ce lasă lucrurile. Domnul Marșie, ca să încheie așa, într-un mod optimist, că sunt alții de acord sau nu, dar mai rămâne și aceste zile.
zile ale comunii extraordinare care pot fi date ca titlu de exemplu în toate comunile, în cele patru județe în care ziarul Merdianu, care va prezenta de-a lungul timpului, acționează. Da, am să sfătuit, dar de fapt toată lumea îmi spune că, că dacă am să plec eu de la primar, nu o să mai vadă ce vedeți dumneavoastră acum pe, pe acest lăcaș, pe acest loc. Ce lăcaș? Și le-am promis, că pentru, m-am zbătut când am intrat primar, le-am adus aminte din copilărie, toată primăvara, pregăteam bani pentru această sărbătoare. S-o întrerupt 30 de ani, nu s-o mai... Da, nu s-o mai învințat. Iar când am ajuns primar, prima mea grijă, la prima ediție, al doilea an, că am fost ales în luna iunie, al doilea an, în mai, am început cu prima ediție. Și uitați-vă că am ajuns la 11 ediții. Și sper, și m-am să mă țin, exact, indiferent cine va fi primar, să nu uite această tradiție. Asta este bucuria țăranului. Țăranul nu se poate duce la niciun spectacol, el nu vede niciun artist, iar pe această scenă pot să mă mândresc, au fost toți artiștii din frunte. Irina lui, să-i număr, da. Irina lui din asta... Nu-i mi-a aducat aminte. Ce din Moldova, Silvia Iene, Fanfara Mare de la Fundul Văi, putem vorbi până mâine. Toate fanfarele, și toți artiștii de bază au fost la noi. Atât Oltieni, au fost la noi Dolănescu, Maisa. Tânăr. Ionuț, Dolănescu, a fost Maria Ciobanu, a fost Lucreția Ciobanu, a fost Ana Budașcu din Ardeal. Deci, ce artiști de valoare națională și internațională. La noi suntem obișnuiți ca artistul care a fost anul acesta nu mai este invitat a doua tură. Nu de când noi avem plăcerii, dar vrem ca să vadă comuna prospețimea muzicii ușoare, muzicii populare din România. Dumneavoastră știți că eu nu închei fără să vă întreb ce mărim, pe cine ați invitat, cine vine în partea județului, de ce nu, a senatului, a deputaților. Ați invitat pe cineva? Să știți că nu fac invitații scrise de cum o știu eu primar. Nici la presă, am văzut. Nici la presă, nu. Doar după cum vedeți, nici la presă, o parte din presă nici nu știe. N-am căutat să asta. Deci este domnul deputat static venit, este domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Bichineț. Așteptăm domnul președinte că vine, dar astăzi fiind rusalele, sunt mai multe locuri și cum mă bucur că vine la mine și ceilalți primari aștept prezența domnului prefect și subprefect care mi-au promis că vin. Eu îi aștept, de asta suntem aici, îi așteptăm cu cea mai mare bucurie. Domnul, cine va cânta sau cine cântă pe scena atât de frumoasă și atât de îndrăgită de locuitorii comunii dumneavoastră? Da, trebuie să vă spun numele, nici nu le știu. Nu nume, dar așa în linie mare. Toți artiștii din frunte, care nu mai pot să le cântăm. Avem și două nume. Un de glume. Văd că aveți forțe locale și Comuna Roșinești chiar se diferențiază prin faptul că este o patră nu numai istorică, dar și de folclor. Da, avem Mariana Grosu care o ajutăm de fiecare dată. Da, o așteptăm de fiecare dată în mijlocul nostru. Deja i-am făcut toate sponsorizările de un mers la București la concursul și-o luat locul unul în țară. Am fost adus acasă, te-a filmat. Da. Avem invitați, nu-i țin minte. Domnul Marc, cu bucuria că ne-am întâlnit, cu bucuria viitoare că ne vom întâlni când vă cadă 50 de ori, indiferent că veți fi sau nu veți fi primar, dar veți fi același om cu o mare pe care îl cunosc eu, Vala Drescu și echipa mobilă a televiziunii Vaslui, vă mulțumește foarte mult și doresc succes oriunde vă veți afla și își exprimă certitudinea că îl veți avea. Așa m-am născut, așa voi muri. Cum m-ați cunoscut în diferitele ipostaze, nu sunt un om cumurat, nu sunt un om încrezut, sunt un om din popor, sunt un fecior a poporului. Pentru că e ultima zi de primăvară, o piesă de primăvară.
Cinile să versară, florile să înflorească iară, și note dulci din strune de chitară. Primăvară dulce, primăvară, tu faci inimile să versară, florile să înflorească iară, note dulci din strune de chitară. Primăvară, primăvară, ce frumoasă ești tu iară, dacă ai rămâne în mine în fiecare zi. Primăvară, primăvară, am ajuns să visez iară, că dragostea în mine veșnic va trăi. Vreau să zâmbiți frumos ca un prieten. Așa filmează-mă, filmează-mă, domnule. Eu cunosc foarte bine. Încă vreo 3 mandate de acum încolo. Și tu. Și voi uitați-vă, bravo. Hei. TVV. Jambașii, Bravo! Ești un cal frumos, da? Ești frumos, da? Hai, vino încoace! Hai, vino încoace! Hai! Ești frumos? Bravo! Și-mi dă și-mi vin, și-mi